Salutare tuturor! Numele meu este Alexandru Ilie, sunt master în fizioterapie și astăzi vreau să vorbim despre o patologie foarte frecvent întâlnită. Sindromul de cap și gât anteriorizat. Aproape fiecare pacient pe care îl am suferă de acest sindrom. El se referă la această poziție în care capul și gâtul pleacă spre înainte. Și dacă ne gândim un pic, există și o explicație pentru această perturbare de statică vertebrală. În opinia mea, este cea mai frecventă problemă de postură pe care o prezintă pacienții zilelor noastre. Iar motivul este următorul. Atunci când ne concentrăm pe un obiect care se află în fața noastră, tendința automată este să te apropii de el, să apropii privirea de acel laptop. Din acest motiv, munca în fața laptopului atrage după sine această anteriorizare a capului și a gâtului, fără să mai vorbim despre orele petrecute pe telefonul mobil, unde postura este cu mult mai devastatoare pentru segmentul cervical. Majoritatea stăm pe telefon în această poziție, sau cum vezi aici, unde capul este mult aplecat înaintea corpului. Motivul pentru care este atât de problematică această poziție vine din explicația dată de biomecanică. Capul are o greutate în medie de 4,5 kg. Îmi place mie să spun că depinde de cât citim. Această greutate apasă pe segmentul cervical. Acum, imaginează-ți în felul următor. O minge de bowling are 7 kg. Dacă ai avea o minge de bowling în loc de cap, s-ar părea că ai o presiune mare asupra coloanei cervicale? Dar dacă îți spun că atunci când stai în fața laptopului și uiți de postura ta, ai aproape 2 mingi de bowling care stau în locul capului tău. Iar când stai pe telefonul mobil, de fapt ai o presiune echivalentă aproape a 3 mingi de bowling, pentru că aceasta este concluzia unui studiu condus de Kenneth Hansrash, unul din medicii neurochirurgi de top din Statele Unite ale Americii. După cum vezi și în această imagine, cu cât capul este mai în față, cu atât greutatea acestuia crește exponențial, ajungând să genereze un impact de până la 27 de kilograme presiune în treimea cervicală. Așadar, această presiune zilnică conduce în timp la tensiuni musculare pe care le resimțim la nivelul trapezului, la obturarea bunei vascularizări cerebrale, chiar la afectări ale discurilor intervertebrale, cum sunt protuziile discale sau herniile de disc. Toate acestea sunt de fapt efecte ale acestui sindrom de cap și gât anteriorizat, care este ignorat și nu este tratat. Așadar, acum haide să-ți arăt acele 3 exerciții pe care le poți face chiar acum și învățându-le, le poți face ulterior în fiecare zi. Așadar, haide să începem! Bine te-am regăsit! Așadar, acum înainte de a face aceste 3 exerciții pe care ți le-am promis că te pot ajuta să-ți reduc acest sindrom de cap și gât anteriorizat, vreau să-ți arăt concret cum poți să depistezi pentru tine sau pentru cineva apropiat ție dacă suferi de acest sindrom, pentru că de foarte multe ori credem că nu suntem și noi afectați de acesta. Așadar, haide să te pui cu mine împreună la perete și să vezi dacă ți este greu să menții postura pe care o vezi. Călcâiele sunt aproape de perete, mă poziționez și dacă stai aici, îți este deja destul de confortabil, suferi de cap și gât anteriorizat. Cât de greu ți-e să stai în această poziție? Aici și aici. Acum că ai înțeles că și tu ești poate afectat de sindromul de cap și gât anteriorizat, haideți să vezi care sunt cele 3 exerciții. În primul rând este favoritul meu, și anume sertarul se numește, să mă pun din profil ca să se vadă mai bine. Dacă ești ca mine acum așa ușor cu capul și gâtul anteriorizat, e bine, e nevoie să pui două degete pe bărbie, să tragi ușor de cap și să derulezi. Să mai arăt încă o dată, duci capul ușor exagerat înainte și două mâini de control pe bărbie, derulezi spre înapoi și stai 3-5 secunde. Da? Este foarte posibil ca musculatura aceasta extensoare să se simtă că este tensionată, cât și la nivel intrascapular să se simtă o tensiune destul de mare. Important să nu te forțezi și să nu începi să te pui într-o hipercorecție de prima dată. Vă recomand să faci acest exercițiu pentru început, să te obișnuiești cu mișcarea de 3-5 ori, iar apoi să faci câte 3 serii, păstrând postura corectivă, câte 5 secunde. 1,
2, 3, relaxezi și pleacă capul din nou înainte. Da? Acum din nou ești oriunde ai fi și poți să faci acest exercițiu. 1, 2, 3, 4, relaxezi. Acesta este un exercițiu care te va ajuta să reposturezi și să reorganizezi mult musculatura aceasta a gâtului. Următorul exercițiu poartă denumirea de W. Este un exercițiu care îl utilizăm frecvent în cabinetele de fizioterapie, care de fapt are ca obiectiv să angreneze totodată și musculatura interscapulară și romboizii să înceapă să-și intre în funcție cât mai mult. Prin urmare, o să trebuiască să vii cu coatele cât mai apropiate de trunchi, palma să nu fie orientată spre înainte, mă pun din nou în profil, deci tragi de palmă cât poți de bine în linia umerilor și cobor coatele și urmărești să conștientizezi să tragi de omoplați în jos. Și efectiv tragi cât poți de mult, păstrând această poziție. Am să mă întorc și cu spatele, da? Duc brațele cât pot de mult înapoi, în linie cu umărul și de aici cobor și trag. Da? Atenție să nu ai tendința să te duci cu gâtul înainte, da? Deci momentul în care tragi de brațe în jos și acum activezi musculatura să tragi de omoplată în jos, să nu te duci cu gâtul înainte, da? Păstrează gâtul într-o postură corectivă pe care tocmai ai învățat-o. W-ul ți-l recomand să faci două serii de câte 5 repetări, menținute pentru 3, maxim 5 secunde postura. Acum, ultimul exercițiu este unul mult mai complex pentru că, de fapt, vizează mai multe poziții corective. Pentru început o să începem cu ceea ce numim a fi Y-ul, adică o să depărtez brațele în formă de Y și o să vreau ca degetul mare să-l dai pe spate. Din această poziție depărtez brațele, o să mă pun din nou în profil, să fie în linie cu umerii, deci nu lași brațele aici, acesta nu este Y-ul corect. Omoplatul în această poziție în care brațul este înainte este tot în alunecare pe cutia toracică. Ce ne dorim este ca romboidul și trapezul să înceapă să-și facă funcția și să apropii să simți că tragi de omoplați aproape de coloană și cu degetul mare spre exterior. Păstrezi această poziție 5 secunde, 1, 2, 3, 4, 5. Acum mergem la următoarea fază, cobori ușor și mergi în W, ceea ce tocmai ai învățat. 1, 2, 3, 4, 5, coboară omoplatul și nu lăsa capul în față. Acum deschizi un pic coatele și formezi litera L și cauți să vii cât mai aproape cu coatele de trunchi. Este cea mai grea poziție, care dai brațele cât poți de mult, vezi aproape în linie cu trunchiul sunt, uite, tragi cât poți de mult, maxim cât poți de mult, capul este la fel în poziție corectivă, se apropie, simți practic omoplatul, se apropie mult de tot în coloană. Deci mergem mai departe, suntem în litera L, 1, 2, 3, 4, 5 și acum mergem în litera T, degetul mare este răsucit spre înapoi și împingi mult de tot cât îți permite să simți un stretch aici la nivelul umărului și a pectoralului și tragi mult de tot înapoi. Mă pun și în profil, atenție, nu duc capul înainte, capul rămâne în poziție corectivă. 1, 2, 3, 4, strânge omoplații, 5. Este recomandat să faci două serii de câte două repetări, menținând 5 secunde fiecare poziție. Să o mai repet într-o singură dată, este litera Y, în care brațele sunt mult înapoi, apoi coborâm lent în W, coboară omoplatul, capul rămâne în poziția sa, 5 secunde, L-ul, tragi mult de tot de umeri și apropii bine omoplatul și în final încă 5 secunde din T. Dragilor, sunt Alexandru Ilie, vă mulțumesc mult de tot că ați urmărit acest video, sunt foarte curios cum îl găsești, dacă ți s-a părut util, m-aș bucura foarte mult să apeși butonul de like. Nu în ultimul rând, dacă vrei să mai primești și astfel de materiale educative, nu uita să te abonezi la acest canal, canalul de YouTube și până data viitoare, nu uita, eu îți doresc o viață cu zero durere.